Stella și astăzi voi pregăti bugața cu cremă de ciocolată, dar n-am să vă arăt doar rețeta de bugața și e o rețetă nouă la aluatul Filo. Am fost rugată de către cineva dintre dumneavoastră să fac un aluat Filo fără lapte și fără ou. Și cum am gândit astăzi să fac bugața, am ales să pregătesc și acest aluat. Deci începem cu primul pas. Aici am 350 de grame de făină, mai adaug 50 de grame de amidon, adăugăm o lingură de sare, nu foarte plină, o lingură de oțet, o lingură de ulei și 200 ml de apă călduță. Amestecăm. Acest aluat iubește frământat mai mult. Deci se frământă foarte, foarte bine. Eu îl frământ de obicei până vasul îmi rămâne curat și până nu se mai lipește de mâini. Cum observați, la început pare lipicios, dar îl lucrăm, îl lucrăm până el își modifică structura. O să observați. Acest aluat se lucrează pe amidon. Nu-l lucrăm pe ulei. Cum observați, este un aluat elastic și neted. Este foarte plăcut la atingere. Am să-l porționez în 8 părți egale. Și acum îl palinăm. Să odihnească și între timp pregătim crema. 1 litru de lapte la fiert. Primul pas. Acest aluat îl lucrăm doar pe amidon. Deci nu punem ulei, nu folosesc făină, doar amidon. Și lucrăm rând pe rând câte o foaie, o întindem foarte, foarte subțire. Lucrăm cu făcălețul. Pe laptele să scoată aburi. Adăugăm 100 de grame de zahăr. Eu adaug zahăr brun. Și mai adăugăm 110 de griș. 110 grame. Și acum amestecăm cu miel până se îngroașă. Când a ajuns la această consistență, se ia de pe foc. În acest moment, adăugăm și 200 de grame de ciocolată de menaj, ciocolată neagră. Și amestecăm până se topește ciocolata. Am obținut crema de ciocolată. Dacă doriți să fie mai multă ciocolată, adăugați 250 de grame de ciocolată. Dar la mine copiii nu iubesc foarte tare ciocolata neagră. Și am făcut-o să fie așa un pic mai light. Crema o lăsăm să se răcească atât timp cât pregătim aluatul. Le-am pus foile una peste alta și acum vreau să le mai întind un pic. Deci le-am întins separat, dar acum pe toate le mai întind un pic ca să fie cât mai subțiri. Așa arată foile. Sunt foarte fine. Următorul este să topim 200 de grame de unt. Începem să montăm bugața, deci aici avem o foaie peste care punem unt. Din acest aluat puteți face ce vă doriți dumneavoastră, ce umpluturi doriți. Dar eu am ales să fac astăzi bugața din el. Dar se pot face diverse plăcinte. Peste ea mai pun o foaie
chiar dacă se rupe un pic, să nu vă fie frică că este dublu, chiar o să fie 4 foi. Și iarăși adaug unt. Punem cremă. Se pune jumătate din cantitatea de cremă, deci eu voi pregăti 2 bucăți. Și împăturim în felul următor. Așa. Și acum vom mai face un strat din 2 foi. Deci același lucru procedăm cum am făcut cu alea 2 foi. Creăm stratul de unt peste care punem următoarea foaie. Pus următoarea foaie. Deci avem iarăși 2 foi suprapuse cu unt între ele. Am pus bugața în mijloc, în astea 2 straturi și o mai împăturim o dată. Vă fie comod când lucrați cu bugața, pregătiți aceste 4 foi în paralel, deci se fac 2 cu 2, apoi le împăturim. Precizez, deci când o punem pe foaia cealaltă, se pune cu această parte, deci cu partea cu care am împăturit-o, se pune în jos. În felul următor. Și acum se împăturește iarăși. Nu este nimic dacă se rupe, a luat un pic. Și în felul acesta se face bugața. Și acum am pus în tavă, deci într-o tavă mare, mie mi-au încăput 2 bugața, dau cu unt deasupra, se coc la 180 de grade, maxim 40 de minute, vă orientați la cuptorul dumneavoastră. 30-40 de minute se țin în cuptor. Scoatem bugața din cuptor, cât este fierbinte, o dau cu zahăr pudră. O lăsăm un pic să se răcească, apoi am să o feliez și am să vă arăt cum arată și feliată. Aceasta este bugața cu ciocolată. Este o plăcintă, prăjitură grecească, cum vreți așa o numiți, că e prăjitură, dar eu o zic că e plăcintă mai mult. Așa se face aici, se găsește în Grecia la orice colț. Este o prăjitură tradițională, eu vă recomand cu drag să o pregătiți, este foarte gustoasă și ați văzut, nu este așa de complicat de pregătit. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă mine și de această dată și vă aștept și data viitoare.